Deci înseamnă că eu nu o să știu exact ce se află în acest calendar de Crăciun. Îmi place foarte mult caritentă festivă. Zăpada, care s-ar putea să nu mai vină niciodată pe la câmpie. Avem 25 de zile. Fiecare căsuță cu jucărie e cea mai mare, cu siguranță, 25. Și pe aici sunt tărgură de câteva hituri asupra ceea ce se găsește în fiecare. Și să începem cu prima. Așa, să vedem ce găsim aici. Ops. Ce ușor să-i desfacem. Ce amuzate! Și mai e ceva pe aici? Dar credem că e doar una. De ce sunt mai multe? Asta am pus să-l pun pe degețel. Ca să nu mai scalpin de stres. Deci e drăguț ăsta. Asta e cu o bilă. O biluță aici. Credeam că e doar o singură jucărie și văd că sunt una. Două. Trei. Doamne, ce mi-ar plăcea să am și eu expresia asta în fiecare zi a vieții mele, să nu-mi pese de nimic. Și de asta trag de el așa. Așa, să vedem ce mai e pe aici. Asta-l trag de undeva. Mamă, ce lung este. Stai că nu e căluț. E un miliapod combinat cu un inelog. Doamne, dar ce amuzat ăsta. Deci, un miliapod combinat cu un inelog. Mai și email. Și ăsta îmi place mult. Ce haios? Așa. Să mergem la... Mai numai nimic? Numai nimic. Să mergem la ziua 2. Oare unde o fi 2? Ăsta-i 21. 2? Ăsta e 2? Deci ăsta e 2. Ah, un cub rubic. Deci eu știu că dacă o să mă apuc să... Lucrez cu el, n-o să mai fie la fel în veci. Când eram copil, am avut un cub de la sora mea mai mare și n-am reușit să fac vreodată, niciodată. O mai facem, aici nu mai e nimic, nu? Deci n-a fost decât cubul ăsta rubic. E ca pentru inteligenți, ca să zic așa. Și inteligenți și terminat de stres. Bun, și acum să mergem la ziua 3. Oare unde o fi 3? Aici. Da, fix aici, 2 marțieni. Dacă ai fi tu cumva de la 3 și te-ai trecurat la 1, ia să vedem. Da, egoală. Deci înseamnă că tu erai aici la 3 și te-ai trecurat la 1. Mamă, ce șmecherie, se vede și pe chipul tău.
Ei, dar e ușor. Dar e ușor să cadă de una de colo-colo. Bun. Hai să mergem la patru. Patru chiar deasupra. Ale. Asta nu știu de ce e așa greu de desfăcut. Doamne. Și patru iguale. Oare ce-o fi fost la patru? Oare ai fost tu? Cred că la transport s-au deplasat. Cu siguranță. Deci avem așa de chestii haioase. Asta îmi place cel mai mult până acum. Bine, hai să mergem la 5. 5? Unde-i 5? 2, ăsta a fost 2, 5, 5, 5, 1, 5, 15, 9, 7, 5, 5. Am găsit 5, e așa un cerculeț. Ia să vedem ce-i pe aici. A? A călut cumva cutia popit? Cred că a călut. Deci, uite, a călut cutia mea popit, cred că la transport. A călut de la 25. Ai de capul meu. Ai, ce-o fi pe aici? Deci, ce-o fi fost aici? Deci nu pot să desfac. Așa. Bun, deci stai cutia mea popit, care ar trebui să fie la 25. Și o văd aici, fix la 5. Bun, deci nu putem să o scoatem prin 5. N-ai cum. Deci, ia să vedem ce să facem. Mergem la 6. Și șasele este aici. Au! Degetul meu! Au! Au! Și asta e goală. Ia! Dar parcă totuși dăriți ceva pe aici. O fi cumva de la 13 călut? Cred că pot să scot printre asta. Ai de capul meu. Degetul meu. Ok. Bun, deci ne-am lămurit că virgulă. Aoleu, nu pot să scot? Nu știu de ce. Au, mi-e frică. Mi-e frică, o să deschid mai multe. Aoleu, nu pot să scot. Doamne, de ce mai nu pot să scot? Aoleu, au, degetul meu. 7. Oare 7 mai mare? Așa. Ia să vedem ce ar fi la 7. Șapte este așa goală. Și eu care credeam că la fiecare am să găsesc câte ceva. Se pare că totuși am găsit ceva. A, știi de ce mi-am amintește asta? Îmi amintește de puiul ăla care făcea tot felul de zgomote. Da, scotea, nu mai știu cum. Am văzut o grămadă de filmulețe de-astea. Vezi pe puiul ăla? Au, degetul meu, că mă doare degetul. Ce amuzante. Nu știu dar la care căsuță-i, dar eu l-am găsit la 7. Așa. Bun, până acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jucăioare. Aoleu, de ce mă doare degetul? Și 7, dar nu pot să scot. Așa, să rupem și ușițele pe care le-am deschis. A, de asta-i. Poate pot să... Aoleu, pot să scot pe aici. E bine. Stai că stai magnetic, parcă e un ceva fără sfârșit. Nu știu cum să-ți explic. Da, un cub fără sfârșit. Ce frumos e a... Bla. Ce frumos. Bun, și asta acum avem 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 și noi am deschis 1, 2, 3, 4, 5 uși, ceea ce înseamnă că jucăriile astea ori n-au stat cu mine la transport. O, transportul a fost, cum să zic, cu năbădări. Bun, deci 1... Și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, și noi avem mai multe jucării. Bine. Și acum să mergem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să mergem la 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Stai că mai... Nu, deci mi-am găsit să mă concentrez. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun, acum mergem la 8. Să stăm să rupem și la 7, că după aia o să pierdem șirul. Oricum nu le pot pătra în cutia asta, fără nicio îndoială. Bine, să căutăm pe 8 acum. 8, 8. 18, 23. 11, 9, 21, 10, 17, 19, 16, 14, 13, 8. Uite, 8 este aici. Ia să vedem dacă totuși găsim ceva la 8. Este aici ceva destul de drăguț. Păcat că în viața reală nu mă împac bine cu ele. Nu cu genul de jucării, ci cu forma și cu ceea ce reprezintă aceste jucării. Păi nu prea mă înțeleg cu ele, sincer. Încep să plâng orice se mai întâmplă. Bine. Asta cred că pot să o pun la vreloc. Și n-am să mai pierd cheile în veci. Asta e doar o speranță. E foarte bun. Și ce drăguț. Dar stai că au și chipul. Au și chipulețe. Ce chipuri mici. Dar trebuie să te miști așa ca și cu... se vede. Stai așa că se vede. Așa niște... ce timide sunt. Ce amuzant. Dacă sigur o să pun la breloc. Ca breloc. Că mai am și altele. Așa. Am un breloc cu alpaca. Eu chiar mi-am luat brelocul ăla cu alpaca. Ca să nu mai pierd cheile. Și am descoperit că într-adevăr așa s-a întâmplat. A căzut. Cum să spun. Frecvența cu care îmi pierdeam cheile. Cu ce să mai întâmplă în casă după aia. Așa. Și acum să mergem la 10. 10? Nu, că doar bine am fără 9. Și 9 e chiar aici. La pământ de Crăciun. Doamne! Ia să vedem ce e la 9. Iar o chestie de asta fără de sfârșit. Mă, ceea ce îmi place că până acum am găsit o diversitate mare de jucării. Adică nu sunt toate la fel, nici... Mă întreb câte din ele aș putea să iau la serviciu. Abi, care din ele? Desigur, nu pe tine. Nu pe tine pot să te iau la serviciu. Sau pe tine. Deși mi-ești tare drag, deja te plac foarte mult. Bine, și am terminat. Ops. Cu 9. Și acum 10. Unde avem de-o fi 10? Știți, mi-am plăcea totuși să fie cum cifrele un pic mai vibrante, așa că e greu să găsești gri în toată culoarea asta. Chiar e greu pentru mine, cel puțin e greu. Bun, 10, 10. Uite aici, 10 de desubt.
uite, 10 de desubt și arată pe ea exact ceea ce am găsit. Poate mai găsim unul asemănător. Uite, arată exact la fel și poate mai găsim unul asemănător. Sper. Că mi-ar plăcea să am mai multe. Stai! Ce? Se vede o mânuță. Deci stai că zice... Aici ziceam că sunt 8, că sunt 2. Deci stai ce văd o mânuță. Ai de capul meu. O mânuță văd. Auleu, stai capul tău. Ce cap. Ce amuzant ești. Și am te amuzat și tan. Da, uite, acum nu mai sunt singur, sunt 2. Și a tan, încă unul. Deci am câte unul pentru fiecare mână. Ce clopi ăștia. Ne amintea mă înțeles și cu ăștia din Among Us sau Teletubbies, soță. Am mâncat mai mult. Ok, terminăm cu 10. Bine. Și acum să vedem de găsim 11. Aici, l-am găsit. Eu, cică eu nu văd. Doamne! Ops! Stai că e mai mare decât credeam eu că este. Păi ce vrei, e fix jos și stai cam așa. Hai de capul meu, dar cum o scutem acum? Așa. Ia să vedem ce e la 11. Ei, am o chestie de asta așa. Train tracks, cred că îi zice, nu? E foarte frumoasă, dar eu cred că pe asta și cu siguranță s-o pierd repede. Așa că m-aș juca numai acasă cu ea. Bineînțeles că pe amuzanții ăștia doi nu pot să iau la serviciu, nu? Așa. Bine. Ia să vedem. 11-12. Da, mi-a plăcea să fie scrisul mai colorat, ca să reperez și eu. 12, oare unde-i 12? 20, 15, 22, 18, 23, 21, 14, 16, 19, 17, 12. 12 e fix aici. Deci, vincul în teoria ar trebui să fie 24 de jucării. Antistres. Bine, așa le spune antistres, dar eu le zic profesor, le zic stress managing. Așa. Asta e goală, înseamnă că trebuia să fie ceva aici. Și voi n-a fost ăsta plimbat. Pe aici, pe undeva. Bine. Deci, mă cam doare degetul. Deci, bine. Ia să vedem 13 dacă îl găsim. Dar stai 17, 13, 13, 13. Uite, 13 deasupra. Și 13 goală. Aoleu, înseamnă că au căzut tare jucăriile. Dar adevărul e că e ușor să te piști dintr-un loc într-altul. Parcă prea ușor să te piști dintr-un loc într-altul. Nu prea sunt fericită. Așa, și acum... 13, 14. Poate e ceva pe aici. Egoală?
Egală. Egală și asta. Deci mi se pare că privesc când de la tot din punct de vedere, cum să zic, compozițional. Și un dezastru. Și 15, dacă vă găsesc pe aici. 15 aici. Aici promite să fie ceva, totuși. Ia să vedem. Am găsit mai multe jucării, cred că sunt lipsă. Sunt cele lipsă, cu siguranță. A, ce amuzant e asta, încă mă doare degetul, sincer. Îmi amintește că aveam, când eram copil, un creion. Era pe mov, dar tot așa, ca de gumă, și puteai să-l modelezi ca să scapi de stres. Dar avea și creion pe bune și scria, Doamne, ce mi-e dor de vremurile alea. Pe asta nu cred că pot să le iau la serviciu, că poate își face, cum să zic, drum prin analizor. Asta chiar că nu știu ce poate să fie. E ca un puzzle de ăsta pe care nu pot să-l afli niciodată, dar nu pot să zic că mă încântă pe mine chestia asta metalică. Asta ia să-i pui pe deget. Și te mai și iubește. Bine, mă, iubește-mă tu, că dacă nu ești tu, cine să mă iubească? Așa. My God! Am avut și o chestie de asta când eram copil. Dar eram mult mai mare, sincer. Și aveam mai multe culori. Alo, și ce mergea chestia aia? Mai e și Miley. Foarte frumos. Cu mudor de copilărie. Deci am găsit patru aici. Nu știu de unde am migrat, în ce căsuță este. Oh my God. Îmi place foarte mult asta. Bine, mai rupem o căsuță. Așa. Ce, stai, ce număr a fost asta? 15? 15. 16 e o căsuță mică și pare că e goală. Nu știu ce ar fi putut fi aici. Goală. Asta trebuia să fie sus, și dar nu știu cum a ajuns aici. Mai bag așa. Mai facem așa până o să putem ajunge la ea. Și poate e ceva și pe dedesubt și eu nu văd. Nu știu. Nu pot să zic. Nu pot să zic. Bine, 15, 16, 17. 17. 17, 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
apare, cred că și arta e goală și dacă e goală. Ah, și arta e goală. Vai, capul meu, și arta e goală. Bine. Dacă și arta e goală, înseamnă că ori a fost ceva la transport, ori nu s-au, cum să spun, așezat bine jucăriile, ori e foarte, foarte, cum să spun, ușor să pot dintr-o parte într-alta în calendarul acesta. Bine, ia să vedem 18. 18 e o căsuță foarte mare și fix aici la căsuța de Crăciun. Cât dintre voi am fost cu colindă? Că eu simplu n-am fost niciodată. Ia să vedem, aici se află ceva. Încă o dată cu, că mai am deja una, cu biluță. Adică cred că m-am jucat niciodată cu bilele, sincer. Nu, cred că m-am jucat cu bilele. Eu, cel puțin. Deci am două chestii de astea de care tragi sau mici bila dintr-un loc într-altul, văd. Când te simți plin blânci că super stresată. Bine.
Deci mai avem o dată și mai sunt două chestii aici care, sincer pot să zic, pe mine nu prea mă încântă chestiile să fie din metal. Nu știu ce pot să zic asta, dar cu siguranță asta vă rugini super repede. Și apoi să ne folosesc ca ceva, nu știu, pentru Crăciun. Să atârn ceva de ele sau, nu știu. Dar sunt de metal și sigur vă rugini repede, deci nu sunt fan la acest lucru. Asta și mai e ceva pe aici, dar la căsuța 22, nu o să ne uităm chiar curând. Așa, și să rupem căsuța numărul 18. Bine, 18, 19, ia să vedem unde e 19. 20 aici, 19 aici. 19 e o căsuță mică și cu siguranță e goală. Da, și vedem din ce în ce mai mult chestia pentru care eu de fapt am cumpărat asta. Inimioara asta am popit. Doamne! Ce frumoasă e și de cucubeu. Așa, 20. Este aici la pragul de Crăciun. Ei, la 20 avem ceva. Mamă, ce drăguță e asta. O testoasă. E testoasă. Oare o fi și asta, cum îi spune, glow in the dark? Oare? Ce drăguță e. Am și eu una din asta, din rocă, din agat. Și o port ca un fel de talisman. Doamne, de ce drăguță e asta? Seamănă cu asta cât de cât și ca textură și ca și culoare, deci eu și-o bănuiesc. Bine, deci asta a fost 20. 21, 24 acolo, 17 a fost aici. A, 21 aici la cadou. E 21 tot goalei. Iar mă întreb dacă o fi ceva sub ăsta. Bine. 22. Și ne apropiem cât mai mult de Crăciun. Ah, altă chestiuță. Doamne. Mami, mai zici tu că asta nu trezește amintiri plăcute despre cum ne trezg eu cam noi în plină vară. Aoleu, stai, ce? Sper că nu iese de aici. Da, cred că iese și cred că are și ăsta o fățică ceva. Cam chei, ca să zic așa. Deci partea nu cred că l-aș lua la serviciu. Ca să nu pice de acolo. Așa. 22. Doamne, și-am distrus tot aici. 23. Asta e o chestie care se lungește. Ca un furtunel. Așa faci din el și se face la loc. Așa. Nu știu ce să zic, dar cea mai mare nenorocire din, cum să zic, din toată viața mea, din tot, a fost cauzată de un furtun, de o chestie hidraulică. Nu pare să-mi fană. Cel puțin sunt, cum, sunt mulțumită că e destul de rezistent și poate de vin la forma inițială.
Nu știu dacă am să-l iau la serviciu. Mi-e frică să-l creadă util pe acolo. Bine. Și asta a fost 23, 24. Este fix aici sus. Fix lângă aceeași chestie. Și 24 egală. Bine. Și acum am ajuns la 25. Da. Dar nu se vede tot. 25. Care trebuie să fie cea mai mare. E, totuși se pare că e ceva pe aici. Tai. Deci atai 25. Și aici sunt niște locașuri mai mici. Sigur nu ne strin sau așa ceva? Pentru că în 25 eu ar fi trebuit să găsesc chestia asta. În 25. Și eu găsesc atât. Ca un fel de biluț așa. Deci eu bănuiesc că e vorba de un misprint. O să fac asta, dar mi-am uit baterie, deci nu pot să mai înțeleg și am să spun. Sau să-mi ajuste tonul vă și nu mai pot. Nu mai am baterie nici eu. Deci să încercăm măcar să scoatem chestia asta. Dacă nu se poate, măcar să o împingem. Ei, pot să o scot! Iahoo! Ce super e! Bun, să le trecem revista pe toate. Deci am deschis tot, tot, tot. Bun. Deci am deschis tot, am făcut și calendarul, dar praști și am vedea. Acum să vedem ce avem. Deci. Avem așa o inimioară, popit. Care e chef, chef schis. Avem două de astea. Mai avem un de asta. Două de astea mici. Asta care, zice, nu cred că am smuzul cu el. Și astea care nu cred că o să-mi placă, nu prea îmi plac chestiile metalice. Așa. Asta. 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 Stai, ce stai rupt? Oh my god, nu. Rupt. Nu rupt? Nu așa-i design. Acum, că rupt. Cu el ăsta. Așa. Ăștia doi. Ăștia doi băieți, uite, doi băieți frumoși pe care nu pot să iau la serviciu. Cu burbic. Căruța asta. Asta micu. Asta. Asta așa. Asta aici. Și asta aici. Și acum hai. Aoleu! Da, unde este?
Doamne, nu știu ce o să fac cu tot cartonul ăsta de la calendar. Și avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă pup și să-mi spuneți și mie care dintre astea v-a plăcut cel mai mult. Mie personal, acest mili inoroc și băieții ăștia amuzanți, bilele, aici, cetător și papit. Îmi plac cel mai mult. Vă iubesc! Pa, pa!